Uite, o să faci cu camera, nu cu telefonul. Coșul aveți, că coșul sau să pice. Sigla e așa cum e. Asta e asta clădirea. E da, tu ia uite, când scrie sediu Ostru Bărbătesc. Și drapelul pus ăsta greșit. Da, nu știu mă ce spune drapelul. Și uite, vine acolo să vezi scrisul. Ai ceva aluvea lușinița? Nu, nu, în cămin, te cămin e ăsta, ăsta roșu. Uite să vezi unde aia de deschide de informare pentru uteau, vezi? Vede omul să citească, spune și... Uite, e. Asta. Că aici e singurul loc, în altă parte nu. Da. Înțelegi? Sus e prins coșurile și tu el. Înțelegi? Aia scrie să-i de obștiu, vă rotești. Hai să mergem cu ei. Nu contează, toate voi cine sunt. Voi a comision toți bani. Treceți la obște și mi s-a comunicat de către domnul președinte că nu participăm la ședință decât proprietarii au dreptul și o să-l așteptăm pe domnul președinte după ce se termină ședința, în jurul orei 3, să ne poată da lămuriri referitor la problemele care sunt semnalate la această obște, pentru că na, fiecare lume, fiecare înțelege și vede cum crede sau cum. Și aici va avea loc ședința, așteptăm și noi să termine ca să putem să întrebăm aspecte pe care ni le semnalează cetățenii. E frică că spune ce vreau să spună și dacă vreți să mă credeți, dați telefon la președintele Curții Constituționale și a spus, băi, am povestit ce se întâmplă la Bărbătești. Și a zis că ce spui tu e cea mai mare scocherie. Nicăieri în lumea asta nu este să ai 100 de drepturi sau 100 de voturi. Singur vot. Deci eu nu mă duc în proces nici cu dumneavoastră, nici cu conducea opții. O să vii de la București să vă ceți dumneavoastră cu ei în proces. Nu fac achilom și ca să te zeam să iau de jos în sus. O iau de sus în jos. Înțelegeți? Și să-mi spune și mie dacă, cumva dacă ați văzut, înțelegeți? Dacă saivanul din munte, ăsta de ce care ai făcut, face 45.000 de euro, 2 miliarde, da? E face 2 miliarde ăsta? De lei noi, vă întreb așa, face 2 miliarde? Asta vă întreb. Și dacă cotețul ăla lângă el care face 17.000 de euro, da? Drumul care l-a făcut la Bărbătescu, care costă în 2014, a costat peste 4 miliarde de lei noi, peste 100.000 de euro. Eu v-am spus, eu implic instituție statului. Nu o să vii cum ne-a ta în judecată. O să fie de la București. Puteți să vedeți cât doriți. Înțelegeți? Cine vrea, poți să dea telefon la președintele Curții Constituționale. Să spună, domnule, eu sunt din Bărbătești, sunt ăla care am instaurat prostia în Bărbătești și spun cine are 100 de drept, ăla are 100 de voturi. Ce problemă? Să vedem câți din Bărbătești, din ăștia 2600 de moșteni ai Bărbăteștiului, știu că în statutul din 1998, nu a fiind o obște, scrie așa. Indiferent de numărul de dreptul care l-ai obște, ai dreptul la un singur vot nominal. Vin cu așezământul de 1945, care scrie tot la fel. Iar în 2015, nu aveți ce să mă explicați, ești implicat de aia la București, mie n-aveți ce să mă explicați. Mie puteți să-i explicați ce doriți. Mie explicați ce doriți, numai, n-aveți. Uite. Scrie și statutul din 2015, l-a văzut cineva din Moșdeni ăștia? Scrie aici că fiecare coproprietar are drept de vot în raport cu numărul de drepturi în obște? Numărul de voturi e raportat la numărul de drepturi în obște? Scrie cineva? Nu. Nu știu, ești povestirile aia de la București. Mie nu-mi povestesc zipoană. Nu, nu. Nu știu. Mie nu povestiți nimica. Nu. Deci statutul ca și Constituția. Nu. Dumneata îi povestiți la... Stabilește normele... Nu. Dumneata... Normele de funcționare ale respectivului asociației. Dumneata te duci și povestești mie de la București și spui dumneata ce vrei. Nu, că mie de la București. Că mie de la București și povestești. Dacă tu sunt de la Paris... Nu. Stai liniștit, că vă este râsul în piele. Stai liniștit.
Când vine ea de la București? Când vine ea? Nu, când vine ea de la București? Să spuneți de unde sursa de bani în casa au profesorul cu dacul ăsta? 60.000 de euro sau 64.000 de euro? Poftim? Ce să fie? N-am ce să fie mai clar. Eu întreb așa. Nu. Mai calm. Mai calm? Hai să spun cu... Hai să vă spun cu... Hai să vă spun cu... Nu țip, asta mi-e tonalitatea. Hai să vă spun cu eu calmitatea. Am întrebat pe domnul președinte în 2023 și în 2022 și a spus să spunea și mie câte hectare de goluri la pinea Bărbătescu, câte hectare de pădure are, pe ce perioadă conservată, câte pe hectare aia și s-au luat că n-au. De când am ieșit afară din cămin, a spus că pe el interesează tăia cu dreptul multe, nu ia cu dreptul puține. Asta e una. Al doilea rând, cum să zic, n-aveți cu ce să mă convingeți. Când trăia fostul cenzor Bobacă, du-te la Bobacă, du-te la domnul vicepreședinte, du-te la președinte, ca să-ți dea statutul. Am făcut la Orezu, știi de la Orezu ce mi-a spus de la jucătorie? Că și eu ce mi-a răspunde. Dacă ești împuternicit, dacă ești împuternicit de oște, atunci poți să ai statutul. Deci s-a ajuns în România ca să... Fii împuternicit ca să citești statutul, da? Păi, chiar în poartă, așa. Dar uite cum lasă-mi pace. Chiar în poartă, doamne. E asociație privată. Spune-mi din 2600 de oameni cât știu statutul în 2015. Din 2600 de oameni cât știu statutul. Iau pe dumneata, eu când costești în Dobicen, în Cacova, unde vei dumneata. Cât știu statutul? Spune-și mie afiș. Am vorbit cu primarul de la Dobicen, cu primarul de la Costești, cu primarul de la Bărbătești. Ați afișat undeva afișul când o să vie? Nu vi-și vă întreb. Orice statut este legiferat de justiție, să găsește mesajul Ministerul de Justiție. Da, da, lasă-le statul. Oamenii din Bărbătești au făcut pe apă și mi-a tăiat viețața fraia de 70 de ani și caută pe site-ul justiției. Hai că mi-o lăsăți. Caută pe site-ul justiției. Au copii deștepți. Noi Bărbătești avem oameni deștepți. Așa. Ce vreau să vă întreb? Merge la ședință, vorbi la ședință. Vii la ședință. Știi ce l-ați lăsat că se intre camera mai înăuntru? Că înăuntru, cum să spun, să face un fel de dezordine, nu mă înțelege nimeni cu nimeni. Nu lua dânsul cuvântul, nu lua dânsul facă nimic. Lumea ta ești instigator să-și proprietar. Nu sunt. Întrebare. Nu. E simpatic toată viața. Nu. Ai fost pe la judecătorie să cauți, ai fost pe la presă. Am fost și aduceați la București. Chiar o să aduceți. Vă rog, colegii dumneavoastră, ca să știe toată lumea. Așa. O procese. Cam furat bani de la borți, cam fraudat ANAF-ul. Spuneți-ne. Hotărâri definitive la tribunal la judecătorii, unde vor da bani. Nu. Spuneți-ne la colegii dumneavoastră că domnul Chilom n-are nimic cu dumneavoastră că se dați pe aia 900 sau 300 de drepturi. Când a fost la judecătorie, la tribunal, la Orezu, că să-mi dea... Nu. Ca să-mi dea asta statutul și ce a spus avocații. A spus avocații, bă băiatul, tu eu ești din Bărbătești. Păi trebuie să dea 900 de drepturi, care ăsta are acte, Chilom. Pentru aia, așa spune la oameni. Nu spune la oameni că vine și îi zbaga bătul cu dreptat. Nu. În publicul la mine sentința definitivă a tribunalului Vârcea. N-am nevoie. Nu avocații stabilesc. Nu avocații stabilesc și instanța de judecată, domnule. Povești nemuritoare și oameni și copii de copii. Nu, nu, nu. Haideți, gata, haideți, dragii mei. Haideți înăuntru, vă rog frumos. Mai e pur și câte un... La ora 12 se începe. E bine, bine. Mai încălzește atmosfera. Da, o să vă încălzească ea de la București, face nicio grijă. O să vă încălzească ea, spuneți la președinte, domnul, să spuneți cum mă cheamă, ca să scrieți la președinte Curții Constituționale, să spuneți, domnule, eu sunt domnul ăla care fac parte din OPSE și la Bărbătești, atâta e, 100 de drepte, 100 de voturi. Nu. Că nu începu ședința? Ok. Nu începu ședința? Nu știu, de la ce n-a început. Trebuie să caldești pe fix. Haideți că închidem ușa. Proprietarii intră, restul nu. Stai aceea că o să... Domne, stai în mașină. Vă aștept, nicio problemă. Ai dreptul meu să vorbești. Acum orice convorbire, probabil. Iar înregistrez că dau cu el. Iar înregistrez că dau cu el. N-ai dreptul la mine. Ca persoană fizică, dumneata n-ai voie să mă înregistrezi. Bine, regine. M-ai înțeles? Ai acordul meu?
Știi legislația statului de drept? Sunt în domeniu, sunt pe domeniu public. V-am respectat dorința de a nu intra, că aveți probabil ceva de ascuns. Și lumea nici, nu trebuie să vadă ce... partidele dar... politice n-au dreptul... Ok, asupra, da, dar lumea trebuie să fie informată corect, eu așa cred. Pentru cei care... Și amenințările, vedeți cu amenințările, ușurel cu amenințările, că sunt cardiac. Nu-i amenințări. Iar înregistrez că dau cu el. Așa, dar, așa zis că dați cu telefonul de pământ. Nu e înregistrat. Să mă filmez pe mine. Pa, vă filmez cu stângul, uite, vă filmez cu stângul, dacă nu vă convine cu drept. Nu facem glume, dacă nu mi-aș cunoaște drepturile, nu aș încălca legea. Câtă vreme nu aveți nimic de ascuns, nu văd de ce vă deranjează ca filmez. Un om care nu are nimic de ascuns, arată la toată lumea, nu? Înseamnă că din asta aveți ceva de ascuns. A, dai și asta reiese. Lasă-mă, domnule, cu ăsta cu statutul. Cine a scris, domnule, statutul? Filmarea pe domeniul public. Hai să-l facem iar să-l schimbăm, că uite, oamenii o să fie de acolo. Hai, domnule, termină-te. Ia de unde aici, că poți să ne întâlnim. Ne mai discutăm. Hai că mă tai ești cu... Las. Hai în picioare. E bine. Asta trebuia să o puneți acolo, la fișier, nu acum să-mi spui aici, pe loc, că nu s-a vrut. Nu te la fișier și presă. Și în presă și la primărie. Scrie acest fapt. Scrie acest fapt. Uite să vedem șorul la cazierea. Hai să vedem, nu mă cunoști, nu te cunosc, hai să vedem. Dacă nu s-a vrut eu presa, bine. Pe care e nemulțumirea? Spuneți aici care e nemulțumirea. Nemulțumirea, uite cum, domnule, cum e posibil să te cheme să intri cu buletinul, auzi? La asta e ședință privată. Aici toți oamenii care din comună poate să intre, nu ședință privată. Intri cu buletinul, auzi? Păi da, dar... n-ai dreptul să filmezi. Da. Dacă n-ai nimic de ascuns, lași oamenii să filmeze, nu că... Mergem la... Ați zis că vrei să iei cu limitare. Păi este clar că ceva, dacă era transparență, nu? A luat casa aia acolo unde sunt stagurile. A dat aproape 1 miliard și ceva, că face sediu acolo și alea. Și cea plătește chirie, că ține... Da, aia e pentru mușimalizări, pentru Zeican. O ia el, peste 2 crea. Băi, niște măzări... Da, este vorba de acea casă care... Este sediu. Deci este sediu acolo, obștii, dar ședința se ține la cămin. De ce o fi dat atâția bani pe ăsta dacă ședința să țineți? Ședința 8-ste. Mai cineva? Bata, nu ești membru? Nu. Ședință cu ușile închise. Nu ești membru, n-ai voie să știi ce să... discută în 8-ste. Și dacă n-ai buletin, dar nu știe că acum mai nu sunt cărți de identitate. Nu vă dă voie înăuntru? Cum? Nu vă dă voie înăuntru? Nu ne dă voie, că e privată, așa zice. Unde sunt cetățenii e ședință privată. E pentru prima dată când auzi o treabă asta. O respect, că nu să stau să mă... Când am dreptul să-l filmez, serios, păi câtă vreme, m-a amenințat, a zis că îmi sparge telefonul. Ce v-a amenințat? Păi președintele. Da. Păi și dacă nu-l filmam, ce dovadă aveam? Da, nu-l filmat, care-i ideea? Păi știu, dar face gălăgie. Păi ce să, stau acum. Eu fac gălăgie. Păi nu, dacă face gălăgie, ce ai? Ei sunt poate, filmat sau vă frii. Păi du-te să vă duceți dumneavoastră acolo și să spuneți, noi suntem de acord să se filmeze. Vă duceți ca proprietar să spuneți treaba asta acolo.
că până la urmă cetățenii decid. Și atunci, da, domnule, propuneți. Domnule, noi vrem să se filmeze, ca să știe exact ce s-a spus. Proprietarii, da, dacă zice că proprietarii. Păi știu, nu, că va veni să mă dea afară, voi face scandal. Nu vreau să fac scandal. Nu, 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 că... Nu vin, pentru că... Na, până la urmă, na. Dar trebuie să proprietarii să spună. Nu mă băgați, că nu, nu vreau să fac scandal. Nu, păi știu, dar... Dar filmați, filmați. Dumneavoastră mergeți acolo și spuneți. Domne, vrem să filmeze. Mergeți și spuneți. Dar nu, mergeți dumneavoastră și spuneți acolo. Că deci votați, că să supune la vot. Și dacă toți votează și sunt ai lor... Nu vreau să fac... Da, nu, nu. Mulțumesc mult, oricum. Așa cum ați văzut, sunt proprietari care vor să fie filmată ședința. Președintele spune că nu, că domne, că e ședință privată. Unde a văzut el ședință privată? În fine, noi respectăm, nu ne stăm să ne ciondănim și vedem ce va fi. Este clar că în momentul în care nu ești de acord să se filmeze o ședință, ceva e acolo, e ceva acolo, da? Nu știu, nu am spunem că... Dar ceva e. Rămâne să vedem. Ne-a promis un interviu după. Câteva întrebări să punem și noi, că de asta suntem pe aici. Ca cetățeni, cel puțin ca cetățeni ai dreptul să întrebi. De ce nu veniți înăuntru dacă aveți accept? Putem? De ce nu? Înseamnă că e ceva de ascuns acolo, nu? Cine nu are drepturi, nu are voie. Cum? Așa scrie Constituția. Păi unde? În Constituție scrie că de obștea la Bărbătești? Hai de capul nostru. S-a terminat ședința. Puțin, deci. Am nepoate. De când ai mă la banii? După 2016. 2016? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Așa, și ce a zis că a dat banii unde? La notariat. Păi și matale, câți bani trebuia să iei? Păi n-am mult, n-are mult bărbatul meu, cam bate la 2 milioane. 2 milioane pe an? Da. 2 milioane vechi? Așa, da, da. Și după mine cam 9 sau 800 de lei, sau 8 milioane. 3 milioane cu tot. 3 milioane cu tot. Da. Ia. Și n-ai mai luat bani de atunci? Nu am luat bani de la bărbatul meu deloc. Că a zis că le dă de la notariat, dă banii la nepoatele mele. Și copilul meu s-a scumpărat că n-a putut să... Nepoatele au luat bani? Nu a luat nimic. A luat într-un an la domnul Vasile ăsta, Mărăscu, 200 de lei, 20 de lei. Și s-au împărțit pe două ei. Și eu n-am luat nimic de atunci. Aha. Și cum ziceți? Păi pe cine am făcut eu hoții? Ia să vedem. Păi am zis că hoții se unesc. Am zis și eu numele dumneavoastră cumva. Haideți în coace, ia! Vă simțiți cu musca pe căciulă sau de ce? Rezolvă! Rezolvă acolo! Domnul președinte, le-ați promis o discuție după ședință. Altădată, bună ziua. Da? Sunteți de cuvânt, se vede. Domnul... Și transparent de altfel. Vă cunosc, așa de frumos te-ați îmbrăcat. Spune multe despre dumneavoastră, din păcate. Mă așteptam la o discuție, dar... Sunteți... Da. Deci nu vreți să discutăm, nu? Să vă țineți de cuvânt. Hainicile pleacă de acolo, încă
Nu vreți să vă țineți de cuvânt, nu? Vă e frică, nu? Păi normal, când ești cu bube în cap.